Deschiderea scorului a venit în minutul 31, când Sorin Frunză a transformat o lovitură liberă de la 20 de metri. În minutul 41, suceveanul Coroamă a înscris primul gol al Forestei în acest sezon, cu un șut la colțul lung. Egalitatea a ținut însă doar câteva minute, Frunză transformând o nouă lovitură liberă pentru 2-1 la pauză. În primul sfert de oră din repriza secundă, gazdele au dus scorul la 5-1 în urma golurilor lui Roșoagă, Niță și Frunză. Roșu, cu două goluri, dintre care unul din penalti, Oprea și Puia, au închis apoi tabela de marcaj la scorul de 9-1. În prima etapă intermediară din acest sezon, Foresta va primi miercuri de la ora 18 pe stadionul Areni vizita celor de la FC Argeș.